Bună frumoasele mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un haul uriaș. Un haul cu produse de la Pupa Milano, știți că sunt printre preferatele mele. Am foarte multe noutăți să vă arăt și mulțumesc tare, tare mult pentru tot feedback-ul pe care mi l-ați lăsat la clipul în care purtam peruca blondă. Apreciez și cele pozitive și cele negative. Mulțumesc tare mult că mi-ați răspuns peste tot. Astăzi m-am mai jucat un pic cu blondul, așa să vedem cum îmi stă cel mai bine. Mi-am pus niște extensii ombre de la Irresistible Me. Puteți să vă alegeți voi culoarea. Eu mi-am ales să fie la bază nuanța părului meu, iar la vârfuri să fie blond. Așa. Să-mi spuneți și cum vă place cel mai mult. Așa zici că sunt, nu știu, Britney Spears sau... Mă rog, m-am jucat cu părul, e fain că putem experimenta. Aștept și acum părerile voastre să-mi spuneți cum stă mai bine, așa cu șuvițe sau toată blondă. Ei au lansat rujuri metalice, au lansat farduri cu glitter, au lansat rujuri foarte, foarte mate și fiecare ruj are și un creion pereche, bineînțeles. Ce-mi place la ele este faptul că vine și cu o pensulă din per natural pentru buze, se aplică foarte ușor și puteți să întindeți și creionul pentru conturul buzelor foarte simplu pentru că creionul este foarte pigmentat și foarte moale. Înainte de Crăciun ei au lansat câteva eyeliner noi și vi le-am arătat pe toate pe Insta Stories. De fiecare dată când primesc produse de machiaj vi le arăt pe toate pe Insta Stories. Da, cocuța. A venit și Coco neapărat să vă salute. Acum s-a trezit din somn și nu-i place să stea singur, așa-i, Coco? Sunt cu diferite forme, îmi place mult și ambalajul lor. Jumbo liner, un wing liner, un skinny liner și un roll liner. Ăsta este foarte la modă, după ce MAC a lansat un eyeliner din acesta sub formă de tăietor de pizza. Așa arată, e un produs foarte interesant și inovativ. Le-am folosit și preferatul meu este până acum cel skinny liner, pentru că are un vârf foarte precis și foarte subțire. Deci dacă aveți pleoapele mici, chiar vi-l recomand. Mai există unul teșit și acesta jumbo, care nu sunt cel mai mare fan al acestor tușuri jumbo, pentru că eu am pleoapa destul de mică și nu-mi permite... pleoapa, dar în rest sunt foarte utile. Important este că aveți de unde alege. Foarte multe oje, toate metalice și toate au subton de mov în culoarea anului 2018. Acum am aici rujurile metalice care sunt din nou la modă și am câteva nuanțe, toate sunt foarte pigmentate și foarte moi. Îmi place ambalajul, este tot ambalajul cel vechi, argintiu cu interior roșu. Și acum, rujurile mate. Vreau să vă spun că nu am mai văzut până acum un ruj atât de mat. Este intens de mat. Vine în același ambalaj și priviți. Extraordinar de mat. Vă las acum aici și swatch-urile. Acum să trecem la colecția de iarnă, Light of the Night. Așa arată ambalajele, sunt toate aurii cu sclipici, iar pe spate arată cele două oje din colecție. Seamănă așa un pic cu ojele de la Dior, nu știu dacă sunteți familiarizate cu ojele de la Dior, dar așa arată cele de la Pupa, sunt foarte drăguțe. Acesta este strict auriu, iar acesta este un mov cu reflexii roz. Și acestea sunt fardurile din gama Light Up The Night, din colecție. Sunt trei nuanțe, eu am aici două. Este un produs 2-in-1, la bază se află sclipiciul, iar pe interior se află un produs cremos pentru fixarea sclipiciului. Și acum am aici patru farduri Glitter Bomb, așa se numesc, așa arată ambalajul. Și așa arată produsul în sine. Primiți o cantitate generoasă de sclipici presat, 0,8 grame și are și o oglindă. Așa arată sclipiciul. Vă las swatch-uri la toate glitterele. Iar acum ultima colecție despre care vreau să vorbesc este Stream Gold. O colecție infuzată cu auriu în fiecare produs. Acesta este, de exemplu, Extreme Gold Highlighter și are un ambalaj auriu de sărbătoare. Așa arată iluminatorul. Ia uitați ce frumos este.
Și asta este un produs mare, dar puteți să-l aplicați atât uscat cât și umed pentru un efect mult mai intens. Apoi am aici Extreme Gold Sparkling All Over. Asta este un gel cu sclipici, foarte interesant pentru corp, dar puteți să-l folosiți și în păr dacă vreți, dacă vă face plăcere, pe omoplat, oriunde vreți să captați lumina. Așa arată. E ca un fel de sclipici cremos. Ia uita și frumos reflectă. Și mai am încă două produse. Acesta este un rimel auriu foarte frumos. Asta puteți să-l folosiți, de exemplu, pe sprâncene pentru un look artistic sau pur și simplu pe vârful genelor sau pentru șuvițe în păr. Așa arată. Celălalt este un eyeliner duo. Asta este un negru cu sclipici auriu. Și celălalt este un auriu. Așa arată cele două. Am ajuns la finalul clipului. Ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt este această bufniță din colecția Pupa de Crăciun. Asta vreau să vă fac vouă cadou, dar concursul se desfășoară pe Instagram, așa că am să vă las linkul în descriere ca să vă puteți înscrie acolo pe Instagram. Este foarte, foarte ușor. Așa arată bufnițuca, este foarte drăguță. Pe interior arată așa și aici scrie All you need is all. Vine cu o paletă de rujuri. Aici aveți farduri, produse cremoase și blush, o oglindă și alte farduri. E chiar un kit complet și foarte drăguț, o ediție de colecție care sper să vă placă și să vă aducă o bucurie, așa că asta este pentru voi. Mulțumesc tare mult, Pupa, că m-a ajutat cu această surpriză pentru voi și de-abia aștept să folosesc produsele. Vă las linkul în descriere unde sunt magazinele Pupa în țară, pentru că produsele se găsesc doar în magazinele lor momentan. Sperăm să fie și online disponibile și scrieți-mi în secțiunea de comentarii ce produse v-au plăcut cel mai mult și până data viitoare fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!